succes! Thank you. Avem aici în față un tun care se numește One O'Clock Gun. Și în fiecare zi, cu excepția duminicilor, la ora 1, aici se trage un foc. Și asta pentru că... Poate mă uit eu în stânga, în dreapta și... acum, cred că... Mama, am tresărit, toată lumea a tresărit. Ușor! Ce tare! Ei, na! Mama, e super tare! Asta dea și o păturică, nu? Dea o păturică, un reșou. Dar ce vedeți aici este o închisoare de la 1781. Și prizonierii stăteau, unii stăteau în hamac. Cred că unii dormeau pe dedesubt aici ca să încapă cât mai mulți. Super interesant. Bună dimineața la a treia zi de Edinburgh. Astăzi cred că suntem mai norocoși pentru că nu plouă. Arată excepțional și ceea ce voiam eu să vă arăt. Voi ați mai văzut așa ceva? Eu n-am văzut în viața mea într-o cameră de hotel. Desfăcător de bere. E prins aici și te ajută foarte mult. Da, n-am mai văzut. Ai ceva să ne zici? Hai să mergem. Aștept. Da, azi va fi o zi excepțională. Uitați-o pe Andreea. Zi bine astăzi. Uitați și patul cum arată. E foarte bine. Hai să mergem. Și n-aveam cum să nu începem ziua cu o cafeluță, pentru că astăzi vrem să mergem la castel, mergem la Calton Hill și cred că, dacă nu plouă, pentru că avem de urcat un mini hike aici în apropierea orașului, mergem la Arthur Seed. Dar ne-am oprit aici la Starbucks-ul ăsta pentru că, deci, view e grozav, uitați-vă puțin. Ce vedeți voi acolo în față este castelul, tocmai acolo trebuie să urcăm și păcat că avem în față acel copac, pentru că se vedea excepțional. Thank you. Și acum facem o pauză de la vlog pentru a vă reaminti că dacă vreți să mă susțineți, puteți da abonare la canalul meu de YouTube și foarte important, trebuie să activați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez. Vă reamintesc că e complet gratuit și nu costă niciun ban ca să vă abonați. În același timp puteți da un like, asta mă motivează să filmez vloguri noi, să vin în fața voastră cu clipuri cât mai noi. Iar dacă vreți să faceți o completare, puteți lăsa un comentariu. Astfel putem crește comunitatea canalului din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc! Eu când am făcut rezervare la hotel, m-am uitat, am făcut drumul de la hotel la castel și am zis, bă, sunt doar 15 minute, adică suntem foarte central, costă foarte puțin, e numai bine. Dar eu n-am luat în considerare că noi stăm pe partea cealaltă, există o vale și după aceea trebuie să urci foarte mult. Și nu ți-a 15 minute, ne-am luat mai mult, nu? Da, și picioarele ne dor în continuare. Încă urcăm, mai avem, uitați. Haideți că au reușit să ajungem și în fața castelului după o urcare destul de abruptă. Am reușit să ajungem și dacă vreți să vizitați, vă recomandăm să vă cumpărați biletele online pentru că sunt sold out. Iar aici la casă, dacă sunt sold out online, nu mai vând. Iar biletul online a fost 19 lire 50, iar aici la casă este 22 de lire. Așa că vă recomandăm să vi le luați online mult mai sigur și știți că aveți un slot asigurat. Și uitați-vă puțin, castelul este acolo. Ne pregătim să intrăm pentru că avem biletele între 12 și 12:30, dar priviți acest view și ceea ce mă surprinde este că orașul este destul de mare, cu toate că această capitală are undeva la 400.000 de locuitori. Dar view-ul de aici este superb. Și mă lăudasem eu la hotel că nu plouă astăzi, am prins o vreme bună, dar de unde? Picură foarte, foarte încet, așa, mărunt. Dar asta nu ne va opri. Mi-am setat camera pe modul Mariana Adventures și acum trebuie să intrăm. Haideți că am intrat și ceea ce mă surprinde cel mai mult e cât de bine este conservat acest castel, pentru că el e construit la 1103.
E incredibil. Și până să intrăm cu adevărat în castel, vreau să vă zic două lucruri super interesante. Unu e că acest castel a fost construit pe un vulcan stins, acum este stins, deci e pe o rocă vulcanică, iar al doilea, undeva pe la 1639, cu toate că este unul dintre cele mai fortificate castele din UK, acesta a fost cucerit în doar 30 de minute. Voi vă dați seama, în 30 de minute. Da. Foarte interesant. Da. Și am ajuns în zona Argyll Battery, se numește, iar imediat după tunurile astea există motivul principal pentru care am venit noi la acest castel. Și cum a corectat mai devreme Andreea, în această zi și la această oră am venit special pentru un singur lucru. Avem aici în față un tun care se numește One Clock Gun. Și în fiecare zi, cu excepția duminicilor, la ora 1, aici se trage un foc. Și asta pentru că această tradiție a fost importată din Franța și ajută marinarii de pe mare să-și seteze ceasurile la ora 1. De exemplu, dacă rămân cu ceasul în urmă, să spunem, ei își setează ceasul după acest tun. Foarte interesant. Și acum așteptăm, pentru că e unul fără un sfert și sper foarte tare să se tragă, pentru că n-aș vrea să plătesc biletele alea degeaba. Ia zi, de ce ești dezamăgită? Nu supărat. Păi da, știam că acolo trebuie să stăm. Da, și eu am văzut. Undeva acolo stătea toată lumea, dar din păcate au pus bara asta aici și trebuie să stăm, că suntem prea aproape de tun. Da, și avem, nu știu, trebuie să mai așteptăm acum 20 de minute, dar partea bună este că suntem primii, nu? Suntem primii, dar nu se vede nici măcar ceas. Da, asta e. Pare departe, pare. Da, tunul e undeva acolo, dar e mult prea devreme, mai sunt, câte minute mai sunt? Mai sunt 3 minute. Nu știu dacă îl vedeți voi, a băgat cartușul pe țeavă și trebuie să tragă. Ideea este că mie mi-e frică să nu scap camera. Uite, ridică tunul. Oh, am eu emoții acum. Da, băi, păcat că nu ne-a lăsat undeva în fața acolo. E foarte departe. Da, e foarte departe. Și camera asta nici nu dă zoom. Hai că mai e doar un minut. Da, toată lumea are telefoanele pregătite. Uitați și aici. Mamă, poate mă uit eu în stânga, în dreapta și... acum, cred că. Uite, să uită la ceas. Da. Eu nu mai zic nimic, doar eu vorbesc. Cred că acum. O să ții? Mama, am tresărit, toată lumea a tresărit. Deci am văzut cu coada ochiului cum toată lumea a făcut așa. Foarte tare. Dar nu se aștepta nimeni că prea vezi ce făcea aia faza. Da, dar nu știu ce așa, am zis că n-am. Cum e a fix, fost? Fix, unul fix. Îți pare rău că n-ai fost acolo. Nu cred că se întâmplă mare lucru, dar nu știu. Da, acum a scoate cartușul și a ieșit tot fumul ăla. Da, nu vă așteptați ca o bilă să se ducă în oraș și așa. E praf de pușcă și doar explodează acolo. Da, 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 da. Foarte tare. Și uite, la acum se retrage, da, și a luat cartuș. Dar nu frige oare cartușul ăla? Bine, are și mănuși, are. Și asta este tradiția. În fiecare zi, în afară de duminică, la ora 1, se trage acest foc. Iar noi de la hotel vedem partea asta și am zis că n-are mă cum să fie ăsta castelul, pentru că este super nou, adică cum e castelul și cum e partea asta din castel. Și într-adevăr aici este spitalul și este construit mult după, e undeva la 1753 construit. Dar ceea ce este aici este senzațional, îți dă așa un aer medieval, toate clădirile astea din piatră, iar această statuie, uitați-vă puțin, călărețul ăsta, parcă prinde viață așa, parcă îl vezi pe aici călărind. Da, foarte, foarte interesant. Și avem aici panorama din partea de vest a castelului și hai să vedem ceea ce putem privi de aici. Wow! Wow, cât de frumos e! Știi la ce sunt făcut? Aia de acolo este Banca Scoției, cupola aia verde, clădirea cu cupola verde.
La ce-ți fug ochii? Și când urci, la alea trei... Da, turnurile alea. Turnurile alea. Cred că acolo e o biserică. Suntem într-o celulă de aici din castel și aici erau închiși prizonerii de război. Și uitați, aici avea... Ce asta? O lampă? Da, lumină. Aici lumină. Era o băncuță, un pat. Ia, e moale? E o bancă, practic. Toaleta. Și o chiuvetă. Și stăteai cu țevile astea așa la cap aici? Ok. Bine. Și eu nebun. Zici că mă făceai nazuri aici. Astea erau condițiile. Dar uite cum arătau. Să știi că arată mai bine decât multe închisori, multe închisori comuniste de la noi. Și ia, sunt curios cum aș sta eu aici. Ușor! Ce tare! Ei, na! Mamă, e super tare. Da, îți dădea și o păturică, nu? Dădea un păturică, un reșou, dădea și ceva astea. Dădea un maimuțoi de la stâlie și tu așa în brațe. Da, și vezi că aici n-ave toaletă. Mamă, chiar. Bă, dar știi ce sunt eu surprins? Uite, de exemplu, aici scrie că sunt 1880 și ei aveau toaletă în care trăgeai apă. Mi se pare senzațional. Deci fiți atenți, ceea ce v-am arătat mai devreme era o închisoare mai aproape de noi, ca și timp. Dar ce vedeți aici este o închisoare de la 1781 și prizonierii stăteau, unii stăteau în hamac, cred că unii dormeau pe dedesubt aici ca să încapă cât mai mulți. Super interesant. Bă, și cum se mișcă astea două, mă? Că eu tot stau și mă întreb. Nu văd rotița, unde? Vezi rotița sus pe bară? E un fir. Da. Și o rotiță. Probabil nu o văd. Nu vezi? Nu văd. Deci, cum e hamacul ăsta aici? Da. Dacă tu ești drept. Așa. A, da. Și se mișcă, da. Da, se mișcau și era destul de creepy. Și nu știu dacă știți, dar o mâncare super importantă pentru scoțieni este porridge-ul. Și mă gândesc că aici aveau porridge. Mâncau sănătos. Da, și jucau domino. Bă, n-arată rău dacă le dădea și căldură. Dar văd că aveau pipe. Da, și în partea asta, pentru că mai este o cameră, sunt doar hamace. Aici e și mai rudimentar, de fapt, că nu mai sunt paturile alea de lemn. Wow! Și aici ce aveau fiecare? Văd o pătură, aveau un... Asta era pernă sau? Da. Cred că asta era pernă, că are ceva în ea. Acolo cred că își țineau haine. Bine, cine știe câte haine aveau. Aici văd cărți. Aveau tot așa, acolo e o masă de asta de domino. Da, partea asta e foarte interesantă. Pe lângă tunul ăla de la ora 1, partea asta cu închisoarea asta de la 1781 e super interesantă. Știi? Aici era perfect să fi văzut când au tras cu tunul la ora 1. Te vede superb. Cred că e cea mai bună priveliște pe care poți să o ai. Da, na. N-au avut de unde să știm. Ce am văzut noi pe YouTube era acolo de la bara verde. Dar se pare că nu te mai lasă să stai acolo. Și aici în față avem tunul Mons Meg. E cel mai mare tun din UK. El trăgea cu bilele astea. Și greutatea lui e undeva la 6 tone și a fost conceput special pentru a sparge zidurile altor castele sau altor cetăți când încercau ei să cucerească ceva. Și ceea ce vă ziceam eu mai devreme, sau ce vă zicea de fapt Andreea mai devreme, că locul ăla era cel mai potrivit, nu, de fapt aici e cel mai potrivit loc să vedeți tunul de la ora 1. Ce frumos se vede orașul de aici. Și ceva la care noi nu ne așteptam, există aici și un cimitir, dar nu un cimitir normal, ci un cimitir al cățeilor. Căței din război. Foarte tare.
Și nu vreau să ne plângem, dar e frig, ne-au înghețat mâinile. Îmi place așa să mă păcălești și să-mi zic că poate s-ar fi văzut mai bine pe un soare de vară, dar cu toate astea, acum e așa o lumină dramatică și îți lasă impresia că acum ar veni cavaleria din partea asta, că ar trâmpâi, tunurile ar bubui. Da, ar fi foarte drăguț. Și aici undeva, în lateralul castelului, foarte interesant am găsit, au fost îngropate, ascunse de fapt, bijuteriile coroane în timpul celui de-al doilea război mondial. Wow. Aș fi vrut să fac ce acolo. M-aș fi băgat pe acolo, recunosc. Deci dacă ajungeți la castel, trebuie obligatoriu să ajungeți să vedeți bijuteriile coroanei, pentru că e super interesant. Din păcate, cum era și de așteptat, nu te lasă să filmezi deloc înăuntru acolo și e doar o încăpere micuță în formă de semicerc, dar bijuteriile alea sunt superbe. Și un lucru interesant pe care l-am aflat și l-au spus cu foarte mare entuziasm a fost faptul că Casa Regală a Angliei se trage din Casa Regală a Scoției, iar Casa Regală a Angliei nu are bijuterii oficiale pentru încoronare. Toate sunt luate de la ei. Deci, practic, ei vin și închiriază de aici. Le închiriază. Le iau de aici, se face toată ceremonia aia de încoronare și apoi le aduc înapoi aici. Pe lângă asta există și piatra, probabil ați auzit, este o piatră mare pe care o pun ei sub picioare, sub scaunul regelui, în momentul în care este încoronat. Și e foarte mare, e gigant așa, e extraordinar de mare. Și în momentul în care am ajuns noi acolo, tipul care stătea în camera cu bijuteriile începuse să povestească lucrurile astea și a fost super captivant, știi? Da, a fost chiar interesant. Trebuie să vedeți asta pentru că e super, super interesant. Concluzia zilei? Foarte frumos. Merită. Și nu mi s-a părut biletul scump deloc. Sincer, chiar merită. Dacă aveți norocul să prindeți un pic o vreme mult mai bună decât a noastră, merită din plin. Aveți ce vedea. Pe mine m-a fascinat și tunul, m-au fascinat bijuteriile. Da, e de venit aici. Și cu toate că eu mă gândeam că astăzi să mergem și în alte locuri, eu o să închei vlogul ăsta aici, pentru că mi se pare că am filmat destul, nu? Cred că ajunge pe ziua de astăzi. Vă mulțumim că vă uitați la acest vlog, vă mulțumim că dați un subscribe, un clopoțel, urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook și ne vedem data viitoare. Pa, pa!